moștenită de la tatăl meu. Vreo 6 ani de zile am început cu Ramon Scooter, după ce am avansat, am făcut AU, am cumpărat motocicletă, am avut vreo 4 motociclete, asta e a 5-a. Îmi place foarte mult, plin cu prietenii, excursii. E o pasiune scumpă? Este destul de costisitoare, în funcție și de ce motocicletă deții. Mă descurc să mă întrețin, asta e ok. A trebuit pregătit acum pentru începerea sezonului. Da, am pregătit-o de sezon, da. Schimbat pe la ea, ne-am pregătit, e ok. Să mă știu în siguranță pe ea. Ai participat la fiecare marș? Da, cam la fiecare marș am fost prezent. Cât de important e să conștientizați oamenii despre prezența? Foarte, foarte important. Deci, trebuie să rețină majoritatea că existăm și noi în trafic. Trebuie să vă spun că pielea mea am avut un accident anul trecut la Arad și mulțumesc la Dumnezeu că sunt întreg, putea fi mai rău, am reușit să evit eu cât de mult. Îți e teamă? Nu. Cea mai mare plăcere mor oricând de ea.